Bun găsit tuturor! În această săptămână, Soarele și Luna își unesc energiile pozitive și se alătură celorlalte patru corpuri astrale plasate benefic. Ce sectoare de viață sunt influențate în bine pentru fiecare semn zodiacal, vizionați în momentele ce urmează. Berbec. Ajunge într-o formă de zile mari și vei avea motive întemeiate să ai această stare bună. Astfel, momente excelente pe care le ai în activitatea din care îți câștigi existența, însoțite de creșterea veniturilor obținute din muncă și o cotă mărită de respect și apreciere de care te bucuri, fac să ai multă energie, bună dispoziție și optimism. Taur. Ar fi bine să tratezi cu multă atenție toate evenimentele prin care vei trece în săptămâna ce urmează. Și în toate deciziile pe care le iei, să încerci să nu fii egoist, deoarece toate schimbările și toate acțiunile pot avea mai târziu consecințe care se pot întoarce împotriva ta. Mare atenție la atitudinea pe care o ai și la prețuirea cu care ți se răspunde. Gemeni. Activitatea de la locul tău de muncă, fie că ești angajat sau întreprinzător independent, va trece printr-o nouă etapă și vei înregistra un mic progres care în viitor se poate dovedi important. Vei beneficia de un ajutor material care poate avea un rol decisiv în desfășurarea activității, iar promovarea unui examen te poate propulsa profesional. Rac. Îți este recunoscută capacitatea ta profesională la locul de muncă și ești apreciat de colegi și șefi pentru bunele rezultate obținute. Și partenerul de viață va fi mândru de succesul tău profesional și te vei bucura de un beneficiu financiar sau material pentru care vei fi puțin invidiat, dar foarte apreciat de toți cei care te cunosc. Leu. Poți obține un rezultat bun dacă ai de susținut un examen, iar acest succes poate avea consecințe benefice mai târziu în viitor, în cele mai importante capitole ale existenței tale. Te bucuri de un puternic sprijin și multe încurajări din partea tuturor, dar cea mai importantă susținere vine din partea partenerului de viață. Fecioară. Beneficiezi de un câștig material sau de un avantaj financiar obținut prin alte mijloace decât munca ta. Te bucuri de unele conjuncturi aparent norocoase, dar de fapt ajutorul material pe care l-ai acordat în trecut se întoarce indirect la tine. Străinătatea și copiii tăi sunt în strânsă legătură cu aceste câștiguri. Balanță. Relația de cuplu poate intra într-o nouă etapă sau, dacă nu ai o legătură, este un moment favorabil pentru a-ți găsi un partener. Toți membrii familiei tale te ajută în toate modurile posibile, dar în special din punct de vedere material pentru bunul mers al relației de cuplu. Totodată, o deplasare turistică alături de partenerul de viață poate întări legătura. Scorpion. În contul binelui pe care l-ai făcut în trecut, poți beneficia de unele conjuncturi favorabile fără o legătură directă între faptele tale de demult și evenimentele din prezent. Pentru că nu trebuie să uităm nicio clipă că și binele, dar și răul pe care le facem, până la final se întorc. Astfel, te poți bucura de bune relații și înțelegere în familie și în relația de cuplu. Săgetător. Ai o perioadă favorabilă pentru ieșiri la distracție sau deplasări turistice. Dar cum lucrurile nu mai sunt atât de simple în această perioadă, beneficiezi de conjuncturi de bun augur. Rezolvi toate problemele ce privesc documentele necesare și ai toate fondurile de care ai nevoie, astfel încât vei reuși să te distrezi și să te simți bine. Capricorn. Se pot rezolva problemele căminului sau cele ale unui membru al familiei. Trebuie în primul rând să cheltuiești o sumă importantă, dar câștigurile realizate în ultima perioadă sunt suficiente și nu-ți vei da peste cap bugetul financiar. La rezolvarea acestor probleme vei primi ajutorul copiilor tăi și îți poți folosi din plin diplomația. Vărsător. Unele vești bune pot schimba în bine cursul vieții tale. Astfel, îți sunt aduse la cunoștință unele lucruri legate de căminul familial sau în legătură cu un membru al familiei care locuiește împreună cu tine. O altă veste bună este legată de starea ta de sănătate. Poți afla un diagnostic corect la o problemă care te supără de mai mult timp. Pești. Sunt favorizate câștigurile financiare sau acumulările materiale realizate prin muncă și efort personal. În primul rând, aceste rezultate bune sunt o consecință a succesului profesional înregistrat în ultima perioadă. Totodată, obținerea unor documente importante sau unor aprobări oficiale te ajută să ai aceste câștiguri. Acestea sunt predicțiile pentru această săptămână. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. Rămâneți împreună cu România TV. Eu sunt Adrian Bunea și mă puteți găsi pe pagina de socializare Adibun Astrolog. Și nu uitați, soarta omului este mereu în mâinile lui. Dar numai dacă dăruiește oamenilor ce ar vrea să primească de la ei.